La târgul de biciclete din București, nu știu dacă știa pedala. Nu m-am întrebat. Buță merge chestia. Foarte bine cu bicicleta. Rar, dar bine. Serios? Uite, n-am știut. Bună dimineața, Duță! Bună dimineața, domnul Răzvan, bună dimineața, domnul Dani. Da, sunt la Romexpo pentru că weekendul acesta avem multe evenimente aici. Avem târgul de biciclete, locul în care mă aflu acum, avem Baby Boom Show, târg pentru mămici și tătici, Ambient Expo, deci cu siguranță avem ce face aici și putem cumpăra pentru toată lumea. Acum o să vorbim strict despre salonul bicicletei cu Valentin Ionescu, organizator. Neața, bine te-am găsit, a început căldura, avem nevoie de bicicletă. Trebuie neapărat. Primul pas este să vii la salonul bicicletei. Aici găsești toate bicicletele disponibile. Toate variantele, toate mărimile, orice îți trece prin cap, aici le găsești. Vreau să-mi spui așa, de la ce preț putem găsi o bicicletă și până la cât poate ajunge? Că am înțeles că aveți și biciclete foarte scumpe. Da, bicicletele încep de la 300-400 de lei, cresc. Cea mai scumpă, nu știu dacă putem preciza numele ei, prețul ei, depășește mult nivelul unui apartament, să spunem. O bicicletă? Așa se pare, vă așteptăm să o vedeți oricum, e ceva unic în lume, fără preț. Programul? Programul este unul deschis pentru cele 3 zile, astăzi de la 2 până la 8 și sâmbătă și duminică între 10 și 18. Am înțeles, mulțumesc frumos, am văzut aici un prieten de-al meu cu care m-am întâlnit și la alte evenimente. Salut! Ce mai faci? Eu știu că tu ești cu ei fiare pe care alții le aruncă și faci diverse obiecte, dar nu știam că acum ești cu biciclete. Ce ai mai făcut? Băi, adevărul că am fost la evenimente moto, evenimente auto, bă, la biciclete, la salon de biciclete n-am fost niciodată. Și știi, adică trebuie să, eu sunt nebun, trebuie să fac ceva. Și uite, am făcut bicicleta asta din resturile de... rămase prin garaj, fiare și toate, tot ce mai apă acolo, știi? Și am făcut bicicleta asta care e foarte, a rămas, foarte lume mă admiră și se uită foarte atent la ea și... Foarte... Am văzut ceva acolo, am văzut altceva. Ce se întâmplă, o bicicletă în care avem și o cădiță? A, asta da, băi, știi că eu am motocicleta aia cu ataș, da? Și fiul meu, tati, vreau și eu cu ataș, vreau ataș. Și am făcut bicicletă cu ataș. Am înțeles, îți mulțumesc foarte mult, succes. Și am văzut aici o domnișoară, aș vrea să o întreb și eu dacă știe să meargă pe bicicletă. Pentru că Dani a învățat-o pe Flavia să meargă pe bicicletă. Tu știi să mergi pe bicicletă? Eu știu să merg pe bicicletă. Dar dacă vrei poți să te las să mă înveți. Da, se poate și treaba asta? Da. Doamne, ajută de când așteptam. E romantic să ieși în parc cu bicicleta la plimbare? Foarte romantic. Tot ce este de modă veche mi se pare romantic. Și eu tot de modă veche sunt. Domnul Răzvan, domnul Dani, cam atât de aici de la salon de biciclete. Și acum, pe repede înainte, vă arătăm bicicleta care poate ajunge, de fapt costă mai mult decât un apartament. Este pe acolo, pe undeva și nu vine secret. Desigur, depășește prețul unui apartament? Nu putem da prețul live pentru că avem anumite condiții contractuale, dar mai multe detalii o să ne spună reprezentantul. Vreau să știu doar atât. Este cu foiță de aur placată? Da, este placată cu foiță de aur, în stilul trofeului Grand Tour. E bicicleta centenară, 100 de ani, de Giro d'Italia și normal pe plăcuța de aur sunt trecuți toți cei care au câștigat Giro. Perfect. Marcat cu câte o steluță. Vincenzo Nibali, ultimul. Mulțumim foarte mult, mult succes, domnul Răzvan, domnul Dani. Stau și eu aici măcar o poză să fac, altfel n-am nici casă, dar să fiu bicicletă. O zi frumoasă și weekend plăcut. A se face distinție, tu nu ești de modă veche, tu ești doar vechi. Doamnelor, domnilor, acum ceva.